Ceva timp în urmă am predicat despre regula de aur a creștinismului. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi lor. Astăzi vă invit să citim în Sfânta Scriptură despre promisiunea de aur a creștinismului. Creștinismul are o regulă de aur. Regula sau principiul reciprocității. Dacă faci bine, ți se face bine. Dacă investești, dacă oferi, ți se va oferi. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar în același timp, de asemenea, creștinismul, împărăția lui Dumnezeu, se bazează pe un alt principiu care este valabil astăzi și este valabil mâine. Și cât va fi lumea aceasta și cât va dura veșnicia, fără de capăt, fără de sfârșit. Legea aceasta foarte importantă, legea aceasta foarte bine înțeleasă, legea perseverenței. În numele Domnului Iisus Hristos citesc Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 9 și 10. Prin urmare vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, primește. Cel ce caută, găsește, iar celui ce bate, îi se va deschide. Amin. Nu uitați, a rostit aceste cuvinte, aceste fraze, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Nu este o promisiune a unui om cu inimă bună. Nu este o promisiune făcută de un lider în campanie electorală. Nu este un angajament de guvernare. Este o promisiune făcută de Dumnezeu. O promisiune care include toate promisiunile posibile. Să mai citim o dată. Nu e așa că este fascinantă promisiunea aceasta a lui Dumnezeu? Cereți și vi se va da. Aleluia! Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Și ca să nu întrebăm, dar cum oare va fi aceasta? Versetul 10 ne spune că ce oricine cere, primește. Cel ce caută, găsește, iar celui ce bate, îi se deschide. Aleluia! Priviți cu încredere în Dumnezeu, priviți spre Domnul Iisus Hristos, oameni buni, la acest început de an cu certitudinea, cu convingerea că El se ține de cuvânt. Se ține Dumnezeu de cuvânt, da? Principiile enunțate, proclamate de Domnul Iisus Hristos, funcționează, oameni buni? Funcționează. Am vorbit și voi ați ascultat predici despre principiile împărăției lui Dumnezeu, despre legile fundamentale, de bază, ale guvernării Domnului Iisus Hristos în această lume. Prima este acea lege importantă, acea lege fundamentală a reciprocității. Cum faci, așa ți se face. Ceea ce vrei tu de la cei din jurul tău, oferă-le tu mai întâi și aceasta se va întoarce spre tine însutit, înmiit, înmulțit. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin urmașii Domnului Iisus Hristos, prin biserica sa, a declanșat un mediu al binecuvântărilor. Oameni care se dăruiesc pe ei înșiși și care determină dăruirea altora. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Am discutat de asemenea despre legea folosinței.
Legea numărul 2 a împărăției lui Dumnezeu. Principiul acesta extraordinar de important. La prima vedere, proclamația Domnului Iisus Hristos, enunțul pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos este intrigant. Cel ce n-are, îi se va lua și ceea ce are. Iar celui ce are, îi se va mai da. Celui ce are, îi se va da ca să aibă din belșuga. Și Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să folosim resursele de care dispunem. Pentru că pe măsura credincioșiei noastre de a investi, de a folosi, de a întrebuința resursele pe care noi le avem, ne vom dezvolta și vom primi mai mult de la El. Ne va încredința, ne vom califica pentru a administra mai multe resurse pentru gloria lui Dumnezeu. Cel care nu, spune că nu are nimic, de fapt, el are ceva, dar nu vrea să folosească ce are. La acest început de an te provoc. Nu spune că nu ai nimic. Sărac nu este cel ce nu are nimic, că nu sunt oameni care nu au nimic. Sărac este cel ce a decis să nu folosească puținul care i-a fost încredințat. Pentru că în momentul în care începi să folosești, în momentul în care începi să investești, în momentul în care începi să exersezi investiția cu care te-a înzestrat Dumnezeu, acea investiție începe să crească, începe să se multiplice, începi să te dezvolți, începi să te califici, să câștigi experiență. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Să nu aștepți experiență fără să ai experiență. Oamenii se contrazic singuri, ei ar vrea să fie oameni cu experiență, dar fără să treacă prin experiență. Poți fi un om cu experiență numai dacă accepți să treci prin experiență. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin? În această zi, Biblia, Domnul Iisus Hristos în persoană, prin intermediul Bibliei, ne comunică această promisiune măreață. Această promisiune de aur a creștinismului. Cel ce cere, capătă. Cel care caută, găsește. Și cel care bate, celui care bate, îi se deschide. Este atât de important acest lucru, este atât de necesar acest lucru, este atât de fascinant această promisiune. Dar oare cum ajungem noi la aceasta? Vă invit în minutele care urmează, oameni buni, să observăm că Domnul Iisus Hristos ne vorbește în context despre perseverență, despre stăruință, despre această calitate pe care omul credincios trebuie să o practice, trebuie să o dezvolte. Domnul Iisus Hristos ne spune că promisiunile lui Dumnezeu ne aparțin, dar noi trebuie să dăm dovadă de perseverență, trebuie să intrăm în posesia lor căutându-le, urmărindu-le cu tenacitate, spun române. Nu mă las până nu apuc. Nu mă las până ce nu experimentez. Nu mă las până nu reușesc. Și Domnul să ne ajute să înțelegem acest lucru. Domnul să ne binecuvinteze pentru aceasta. Domnul Iisus Hristos ne spune aici câteva lucruri foarte clare și vreau să revizuim, să facem câteva notițe pe marginea acestei promisiuni de aur. În primul rând, Domnul Iisus Hristos ne cheamă să cerem cu perseverență ceea ce trebuie să cerem. Cere, Domnul Iisus Hristos a spus, cu perseverență ceea ce trebuie să ceri. Și apoi Domnul Iisus Hristos ne spune un alt lucru. Caută cu perseverență ceea ce trebuie să cauți. Și așa, după tradiția evreiască, folosind paralelismul, folosind repetiția, Domnul Iisus Hristos ne spune, bate cu perseverență, explorează cu perseverență ceea ce trebuie explorat. Acum, noi oamenii credincioși avem o problemă. Sunt lucruri pe care trebuie să le cerem de la Dumnezeu în rugăciune și le căutăm.
Le căutăm aproape fără rugăciune. Și sunt domenii unde trebuie noi să căutăm și noi decidem să ne rugăm. Chiar în dimineața aceasta am stat de vorbă cu cineva și știți că eu e mai ghiontesc așa pe cei care nu sunt căsătoriți și ar fi vremea să se căsătorească. Și știți ce mi-a spus? M-a întrebat, cum anul ăsta? O faci? A spus, mă rog. Păi Biblia nu spune să te rogi. A spune cineva, ce păstor e ăsta? Biblia nu spune să te rogi pentru căsătorie. Scuzați-vă, rog, nu spune Biblia să te rogi. Biblia spune cine găsește o soție credincioasă este un dar de la Dumnezeu. Noi îmbrăcăm iresponsabilitatea noastră umană în haine foarte duhovnicești, foarte spirituale. Eu mă rog ca Domnul să-mi dea o soție. Eu mă rog. Nu caută, nu face nimic, nicio acțiune, nu-și asumă nicio responsabilitate. Se roagă și postește ca Domnul să-i dea o soție. Că Domnul să-ți dea un vis cu o soție, poate. Dar știți care este problema noastră? Este că asemenea oameni super spirituale. Ei nu sunt super spirituali, ei mimează super spiritualitatea. Dacă se căsătoresc, nu-și asumă responsabilități, nu, uită ce spune Biblia despre căsătorie și când încep să scârție lucrurile în familie, cine-i vinovat? Dumnezeu. Am cerut cu post și rugăciune o soție și Dumnezeu mi-a dat o cruce. Am cerut cu post și rugăciune ca Dumnezeu să-mi dea o familie și Domnule, nu merge. Ce fel de Dumnezeu e Dumnezeu? Și așa mai departe. Observați, vă rog, și notați, vă rog, aceste mici detalii care sunt atât de importante, atât de vitale în viața noastră spirituală, oameni buni. Sunt lucruri pentru care trebuie să ne rugăm și trebuie să luăm în serios rugăciunea și să stăruim în rugăciune și să nu ne lăsăm în rugăciune. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amină? Exemplu? Pentru ce trebuie să te rogi? Exemplu. Pentru ce trebuie să ne rugăm? Altceva nu merge, numai rugăciune, altceva nu merge. Cu ce? Spuneți. Exemplu. Domenii în care trebuie 100% rugăciuni. Poftim? Vindecarea divină. Orice miracol divin, da, trebuie căutat cu rugăciune. Slăvit să fie Domnul pentru că ne-a învățat să ne rugăm și este important lucrul acesta. Umplerea cu Duhul Sfânt. Rugăciune. De fapt, Domnul Iisus Hristos vorbește în context despre rugăciune. Slăvit să fie Domnul pentru că El ascultă rugăciunea. Aici Biblia spune în ultimul verset din acest paragraf, da? Așadar, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Amin? Cere în rugăciune umplerea cu Duhul Sfânt. Cere în rugăciune putere de la Dumnezeu. Cere de la Dumnezeu în rugăciune înțelepciune, spune Iacov. Dacă îți lipsește cumva înțelepciunea, dacă ai probleme cu a judeca, cu a planifica, cu a interpreta experiențele vieții, cere de la Dumnezeu înțelepciune. Și Dumnezeu o dă fără mustrare, o dă din abundență. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Sunt domenii în viața noastră în care cu rugăciune și pocăință vrei iertarea păcatelor, vrei corectarea. Cere lui Dumnezeu în rugăciune iertare. Apropii-te de Dumnezeu și Domnul să te binecuvinteze în rugăciune. Dar sunt domenii în viața noastră unde trebuie, așa cum stăruim în rugăciune, să stăruim în căutare.